Guvernul a adoptat proiectul de lege privind carantina și izolarea. Potrivit secretarului de stat Raed Arafat, proiectul de lege abordează problema în general, nu doar pentru epidemia de COVID-19, și poate fi aplicat și în alte situații de risc biologic sau epidemiologic. Raed Arafat a anunțat că în noul proiect de lege termenul de carantină se va referi la persoane sănătoase, iar cel de izolare la persoane bolnave ori infectate cu noul coronavirus. Proiectul prevede ca excepție dacă e depășită capacitatea spitalelor ca izolarea să poată fi făcută și la domiciliu. Raed Arafat a subliniat că în cazul persoanelor sănătoase care se întorc în țară din zone epidemiologice cu risc ridicat, Comitetul Național pentru Situații de Urgență să ia decizia, iar implementarea se face de către Ministerul Sănătății și instituțiile autorizate. Există posibilitatea instituirii unor măsuri de către comandantul acțiunii, care apoi trebuie supuse validării Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Prefecturile prin comitetele județene pentru situații de urgență, la propunerea DSP-ului, pot aproba carantinarea unor zone din județele lor și atunci ordinul se emite cum s-a făcut până acum. Asta nu este o schimbare, că așa s-a făcut până acum prin ordinul comandantului acțiunii. Dar nimeni nu ia decizia singur și asta vreau să spun, că peste tot o să găsiți, fie că este Comitetul Național, fie că este Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, și întotdeauna există și o implicare a părții științifice, fie că vorbim de Direcțiile de Sănătate Publică, fie de Institutul Național de Sănătate Publică, fie de grupul tehnico-științific, de suport tehnico-științific care face parte din Comitetul Național pentru Situații de Urgență, toate având în ele epidemiologi, infecționiști, medici și specialiști din toate domeniile care sunt necesare pentru noi ca să putem să luăm deciziile corecte. Prin proiectul de lege se exemplifică situațiile clare în care se instituie măsurile de carantină sau izolare. Epidemie declarată prin ordin al Ministrului Sănătății sau urgență de sănătate publică de importanță internațională declarată de directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății sau pandemie declarată de directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății sau eveniment neobișnuit sau neașteptat, identificat și constatat de structurile aflate în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență sau de către instituțiile aflate în subordinea Ministerului Sănătății. Deci, la toate astea pot fi luate măsurile de carantină, de izolare, de limitare a circulației și toate aspectele care sunt necesare pentru prevenirea, combaterea și răspunsului la aceste situații. Prin excepție, în cazul în care, într-un caz individual, un medic constată riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc de transmitere comunitară, și aici vorbim mai ales dacă vine cineva cu o boală care nu este bine identificată, dacă este o boală care se suspicionează să fie ceva foarte contagios, foarte riscant pentru populație. De exemplu, vine cineva dintr-o zonă endemică cu o boală unde este o problemă care noi nu o avem în România și apare într-un spital în România și medicul sesizează că poate să fie vorba de această boală. Și atunci acesta poate decide izolarea în unitatea respectivă și informează Direcția de Sănătate Publică Județeană sau a Municipiului București. Adică el nu trebuie să aștepte ca ministrul să emită un ordin pentru izolare pe aceste boli și chiar dacă nu este emis ordinul, medicul poate să ia această decizie până se iau măsurile la nivel zonal sau național. Proiectul de lege a fost înaintat Parlamentului, unde va putea suferi modificări.